Salutare, dragi veleșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou vlog special. Dar înainte de a începe acest vlog, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Ei bine, veleșanilor, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul pe care mi l-ați acordat la fiecare vlog pe care l-am postat până în momentul de față. Sincer să fiu, chiar nu așteptam să vă placă aceste vloguri, pentru că până la urmă sunt un începător, dar cu ajutorul vostru am reușit să avansez. Eu zic că e cazul să-i dăm bătaie, voi ce ziceți? Ei bine, vereșanilor, așa cum ați observat și din titlul acestui vlog, astăzi o să vreau să vă relatez o întâmplare puțin mai specială, o întâmplare de care cel puțin eu mi-aduc aminte cu mare drag. A fost niște clipe destul de frumoase pe care le-am trăit în momentul respectiv, clipe pe care nu se le uit prea curând, bineînțeles, și am zis să vi le spun și vouă, pentru că, nu știu, chiar îmi face mare plăcere să vă împărtășesc și vouă lucrurile pe care le-am trăit sau momentele epice, respectiv amuzante pe care le-am trăit. Și înainte de a începe să vă povestesc, aș vrea sau aș avea onoarea, să așa, respectiv rugămintea, să-mi lăsați acolo în secțiunea de comentarii cât mai multe sugestii, respectiv propuneri pentru vloguri, să zicem așa, gen ce ați mai vrea să vedeți pe canal, ce challenge-uri, vloguri, ce teme ați mai vrea să dezbat, bineînțeles, nu știu, ceva, poate story time-uri, chiar aș vrea să postez cât mai multe vloguri pe acest canal și, nu știu, sper să vă placă și vouă totodată. Da, vereșanilor, editam și eu vlogul ca orice om normal, dar ce să vezi, îmi lipsește o parte pentru că Twister foarte inteligent și a șters-o din telefon, că, na, cât să fiu pro player. Principalul subiect al acestui vlog este prima mea zi din liceu, adică începerea anului școlar, să zicem așa, și eu zic că a fost o întâmplare destul de amuzantă și vă doresc vizionare plăcută în continuare, deci respect! Dragi vereșani, tind să vă spun faptul că nici n-aveți idee cât de optimist eram atunci, cât de emoționat eram atunci. Eram emoționat, bineînțeles, era evident să fiu emoționat pentru că era unul dintre momentele puțin mai speciale, să zicem așa, mă gândeam la tot felul de chestii, mă gândeam la cele mai rele chestii, mare parte, gen cât de greu o să fie și toate cele. Deci, în momentul în care am intrat în curtea liceului, tremura pur și simplu mâna, nu știu, tremura corpul, nu știu, era dubios rău, fratele meu. Într-adevăr, așteptam să mă întâlnesc cu colegii, eu îi știam deja de pe Facebook, pentru că mai nou, înainte să intre în casa nouă, bineînțeles că trebuie să se creeze un grup pe Facebook și să vorbești înainte cu ei, poate te și întâlnești, bineînțeles cine știe, cel puțin mai nou asta se practică în România față de anii trecuți și nu știu, chiar au fost niște clipe frumoase. Mi-aduc aminte că, gen, încă de când, gen, înainte cu, sau noaptea respectivă, înainte de ziua magnifică, să zicem așa, nu puteam să dorm pur și simplu, n-am putut să dorm pur și simplu, pentru că, nu știu, într-un fel era frică, mi-era, nu știu, nu mă simțeam în pielea mea, știi, până la urmă. Cred că nici la examenul de clasă 8-a nu mi-a fost atât de teamă decât de prima zi. Bine, nu era ceva rău până la urmă, dar totuși să-ți vezi pentru prima dată profesorii care o să te învețe, să-ți vezi, bine, diriginta o știam, dar profesorii, să-ți vezi clasa, să-ți vezi multe alte chestii, banca unde să stai și multe, multe altele. Bine, banca putea să se schimbe, dar totuși, până la urmă, era tot ceva în genul ăsta. Mi se pare că după ce s-a încheiat ceremonia oficială a începerii anului școlar, noi fiind a 9-a, bineînțeles că noi am intrat primii în liceu, bineînțeles ne-am îndreptat către clasele noastre, fiecare clasă s-a îndreptat către clasele respective sau către viitoarea ședere a lor, să zicem așa, și nu știu, gen fiind și prim, cel puțin eu și colegii mei erau foarte, foarte emoționați, eu cel puțin mă duceam așa adunat acolo, nu știu, era foarte, foarte dubios și după care am intrat în clasă și încet, încet mi-a mai revenit, apoi mi se pare că mi-a dat și orarul, nu mai știu exact, sau nu, nu cred că nu ne-a dat orarul, mi-a spus câteva chestii acolo, ne-am uitat puțin prin clasă și după, bineînțeles, treaba s-a ameliorat și totul a revenit la normal și Vereșanul Suprem a revenit la normal, să zicem așa. Vereșanilor, nu uitați să spuneți acolo în secțiunea de comentarii dacă și voi la rândul vostru ați trăit aceleași momente pe care le-am trăit eu, deși sunt convins de faptul că cei mai mulți dintre voi ați tratat acest moment sau acel moment, mai bine spus, pentru că a fost în trecut, cu superficialitate și l-ați tratat ca și pe un moment simplu, pur și simplu v-ați dus, v-ați văzut profesorii și toate cele, însă eu am tratat acel moment cu puțin mai mult, nu neapărat respect, cu puțin mai multă atenție și sincer, poate atenția asta a degenerat puțin și m-a făcut să fiu puțin emoționat în mare parte.
Eu zic că a fost un moment destul de special pe care, după cum v-am spus și la început și vă spun încă o dată cu mâna pe inimă, n-o să lui, pentru că e un moment mai special, cel puțin, de exemplu, când intri în clasa 1, în clasa 5, apoi în clasa 9 și apoi la facultate. Deci astea sunt niște momente puțin mai speciale pe care trebuie să le tratez într-un fel cu, să le tratez ca atare, să zicem așa. Cel puțin eu până acum le-am tratat. Mi se pare că și în momentul în care am intrat și în clasa 5 și în clasa 1, tot așa. Bine, în clasa 1 când am intrat nu mai țin minte, sincer. Dar dacă vreți, mi se pare că mai am filmulețe să mă vedeți cum eram în clasa 1, dacă vreți. Și dacă mai găsesc idei și toate cele, o să reacționez, să vedeți, să vedem cum, să vedeți cum spuneam efectiv poezie și toate cele. O să vă bișați pe voi de râs cât de mic era. Să faceți chiar o comparație între Vereș care era atunci și Vereș care era acum. Adică gen tită, un om acolo cât de mic. Chiar o să reacționez și o să vedeți cât de frumos o să fie, bineînțeles. Celelalte fețe o să le blurez, dar pe mine o să, sau poate vă arăt o poză, vedem noi cum facem. Să spuneți acolo în secțiunea de comentarii. Păi vereșanilor, cam ăsta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și eu sper că v-a plăcut întâmplarea pe care v-am relatat-o, să zicem așa. Și încă o dată, repet, aștept părerile voastre acolo în secțiunea de comentarii. Aștept sugestiile voastre totodată, propunerile voastre. Chiar o să mă ajute foarte, foarte mult. Nu uitați că și mâine, până la ora 9:30, o să apară un nou vlog puțin mai special în care o să vreau să vorbesc despre rețelele mele de socializare, pentru că în ultimul timp sunt foarte, foarte spamat cu întrebări de genul: Andrei, nu vreau să știu Instagram-ul tău, Andrei, vreau să știu Facebook-ul tău, Andrei, vreau să știu Steam-ul tău, dacă ai grup de Steam, nu știu, și toate cele, și alte rețele de socializare mai există, nu știu, Discord și toate cele. Și mâine o să fac un episod de genul în care o să vorbesc despre ele, despre cele pe care le folosesc deseori și toate cele. Eu am fost Andrei, nu o să vă dau mai multe spoilere, bineînțeles. Eu am fost Andrei, vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și v-am pupat pe toți. Vă salut cu mult respect. Ciao!